Astăzi este alături de noi Nona Rapotan, profesor de științe sociale, editor, coordonator BookHub și vom vorbi despre nevoile emoționale ale copiilor, despre viața socioemoțională a copiilor în contextul începerii noului an școlar, despre fenomenul bullying, o carte frumoasă apărută în colecția Psihopractica a editurii Herald, fenomenul bullying, 8 strategii pentru a-i pune capăt, de Signe Whitson, o carte care se află în această frumoasă campanie Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Toate cărțile din colecția Parentaj le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, de asemenea și înregistrările cu invitații noștri pe acest subiect. Aș începe discuția noastră pornind de la importanța unei vieți sociale a copiilor noștri, faptul că în ultimele luni cumva au fost claustrați în sensul că au trebuit să stea în casă, izolați. Izolați. Interacțiunea socială a scăzut foarte mult, a scăzut la noi ca adulți, ca părinți, dar bineînțeles și la copii. Copiii, pentru viața lor socioemoțională, cred că un lucru foarte important este să aibă acest sentiment și de apartenență la un grup de prieteni, la un grup de colegi, la clasa de la sala de curs, la clasă, pentru că acolo se desfășoară activități în echipe, activități în grup și atunci este important felul în care gestionăm toate aceste lucruri. Referitor la fenomenul bullying și la, hai să-i spunem, aș merge chiar și în zona aceasta de cyberbullying, faptul că în ultimele luni copiii au stat mult poate pe gadgeturi, pe telefon, pe diverse rețele de socializare pe care le știm foarte bine. Au mai fost și cazuri din acestea de hărțuire din zona cyberbullying-ului. În prezent, mai mult decât oricând, climatul cultural și social pare să încurajeze agresivitatea chiar și în rândul celor mai tineri. Pe lângă, să spunem, tradiționalele tachinări din clasă, din sala de curs, ori de pe terenul de joacă, rețelele de socializare, așa cum spuneam mai devreme, atât de răspândite și de influente, reprezintă un mediu propice pentru diverse forme de, să le spunem, hărțuire, umilire. Deși din perspectiva adultului aceste incidente inofensive sunt minore sau pot fi trecute ca minore și pot fi trecute cu vederea, pentru victime, pentru copii, suferința este reală, chiar dacă uneori ei nu și-o arată în mod vădit. Uneori consecințele actelor de agresiune sunt iremediabile, ducând până la comportamente de autovătămare. Hai să începem și să vedem exact ce facem cu aceste nevoi emoționale ale copiilor, ce facem cu nevoia lor de interacțiune socială, de apartenența la grup, în contextul în care, iată, se apropie școala, începutul de an școlar și mulți părinți și profesori, de altfel, se tot întreabă, și aici te întreb și în calitate, bineînțeles, de profesor, cadru didactic, unii merg pe varianta online pentru protecția din punct de vedere medical-sanitar a copiilor, nu vor să-și expună copiii. Alții merg pe varianta pe care, de altfel, o mărturisesc cu sinceritate. Merg și eu, școala rămâne școală, da? Și cu măsurile de precauție, până la urmă, școala este un motor, un factor în dezvoltarea ulterioară a copilului, pentru că nu vorbim doar de acumularea de informații la școală, vorbim și de partea aceasta de interacțiune. Da, în primul rând mulțumesc pentru invitație și în al doilea rând e un subiect foarte fertil din toate punctele de vedere și cred că am putea discuta o săptămână și n-am epuizat. Dar hai să încercăm să sintetizăm. Dacă este să plecăm de la ce se întâmplă la oratoare, clar că nimeni din niciun colț al lumii nu s-a confruntat odată cu ceea ce se întâmplă acum. Precedenta pandemie, cea de gripă spaniolă la care se tot face referire, avea cu totul și cu totul alți parametri și cu totul și cu totul alte condiții.
Noi, din păcate, și o spun din păcate, la ora actuală avem de-a face cu o supra-dezvoltare a mediului online și a tot ceea ce înseamnă tehnologie. O tehnologie pe care am ajuns să o dezvoltăm atât de mult încât să ne dorim să o folosim, pentru că efectiv gadgeturile respective putem foarte bine mersi trăi fără ele, dar trebuie să le dăm o utilitate. Din moment ce l-am inventat, trebuie să le dăm o utilitate. Și atunci hai să găsim, nișa și felul în care le putem folosi cât mai aplicat. Dacă ne aducem aminte de psihologie și de piramida lui Maslow, la bază sunt, în primul rând, nevoile de siguranță și de securitate, pe lângă cele de satisfacere, da, de mâncare și de apă și sete. La securitate, evident că intră și securitatea emoțională, care este vitală în dezvoltarea oricărui copil, o securitate la care contribuie atât familia ca grup primar de apartenență, cât și școala ca grup secundar. Școala ca instituție, dar și ca grup în sensul de clasa de elevi și de ceilalți cu care interacționează. În momentul în care seturile de valori intră în conflict, copilul va fi prins la mijloc. Și la ora actuală, copilul, din păcate, este prins într-un vârtej, pentru că, pe de o parte, avem o instituție care se cheamă Ministerul Educației, care este incapabil să ia măsuri. Toată lumea a așteptat 1 septembrie să vedem și noi niște metodologii coerente și cursive și în favoarea procesului educațional și, din păcate, am primit cu totul altceva. Părinții sunt absolut depășiți de situație și o spun și din perspectiva unui părinte de copil de clasa 1, pentru că, efectiv, încercăm să găsim soluții cât mai naturale și cât mai firești pentru dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere. Pe mine mă interesează în primul rând să fie echilibrat emoțional. Da, ok, la ora actuală primează dreptul la sănătate și nevoia de a-l proteja, dar o hiperprotecție nu-l ajută cu nimic. Și dacă înlocuim normalitatea de dinainte de pandemie cu ceea ce există acum și permanentizăm starea asta ca fiind normală, evident că vom obține niște eșecuri și niște aberații. Și de în al treilea rând, vorbim de și de profesori, colegii mei, cadre didactice, care ne-am trezit efectiv că trebuie să îndeplinim o grămadă de roluri într-un timp foarte scurt. Și, efectiv, procesul educațional în sine este pe ultimul loc. Nevoia de apartenență este vitală. De ce? Deci, chiar dacă sunt foarte multe voci care la ora actuală spun că nu contează socializarea, ba contează foarte mult, pentru că prin procesul de socializare copilul învață ce este bine și rău. Învață să se ferească de ceea ce îi face rău. Îl ajută să-și construiască propriile repere valorice. Iar dacă noi îl claustrăm în continuare și îl obligăm să rămână acasă într-o așa zisă siguranță și să fie în siguranță, el nu va reuși niciodată să-și dezvolte propriul sistem valoric. El nu va reuși să facă diferența între bine și rău și mă uit că am și ceva zeci de ani de experiență la catedră și dacă la carte, deci în orice carte de psihologie spune că la 16 ani copilul ar trebui să fie capabil să facă diferența între bine și rău și să aibă propriul sistem valoric, ei, vă spun că la ora actuală am copii de clasa a 12-a și le spun copii, nu le spun adolescenți, care încă nu au repere, care nu sunt capabili să ia singur decizii decât după ce se consultă cu X, cu Y și cu Z sau nu iau deciziile, lasă în seama celorlalți, tocmai pentru că nu au fost învățați să facă lucrul ăsta și nu au fost lăsați să ia deciziile de unii singuri. De asta eu am spus-o și o repet și o să o repet, cu toate riscurile și cu toate bobârnacele pe care o să le iau, nu sunt fan și nu o să militez niciodată pentru un sistem online. Mă uit la măsurile luate de țările avansate din toate punctele de vedere, de la cele nordice care insistă foarte mult pe metodele alternative de învățare, ieșitul în natură și alte forme de socializare,
dezvoltarea inteligenței naturiste și celorlalte tipuri de inteligențe, muzicală, kinestezică, da, tocmai ca să ajute inteligența lingvistică și cea matematică. Mergând până la asiatici, care, da, ok, la noi au apărut cu predilecție imaginele cu copii izolați în cutiile faimoase de plastic, dar sunt niște imagini scoase din context, pentru că ei pun foarte mult accentul pe dezvoltarea inteligenței muzicale, de exemplu, și pe dezvoltarea altor tipuri de genul ăsta de inteligență prin activități în afara școlii. Da? Deci, într-un mediu neclasic, așa cum îl percepem noi, pentru noi mediul clasic de învățare este școala, punct. Nu, acolo există și foarte multe metode de educație non-formală sau informală, sau și informală, și non-formală și informală, care vin și suplinesc acest proces standardizat și clasic de învățare. La noi nu. Deci la noi m-am uitat, există foarte puține cazuri de profesori care au încercat să propună și au avut și au idei foarte bune în acest sens cu hai să facem orele în curtea școlii, în parc, hai să regândim procesul educațional astfel încât să cultivăm în continuare această relație de socializare. Hai să gândim în continuare activități în grup. Deci la ora actuală, dacă ne uităm pe toate metodologiile și pe tot ceea ce înseamnă indicații primite de la minister, o să observați că toate activitățile sunt strict individuale, ceea ce este o aberație. Da? Nici măcar părintele nu mai există pe acolo, adică nu mai există ideea de ajutor. Nu, copilul trebuie să se descurce singur și să, mă rog, dacă înțelege bine, dacă nu înțelege, asta e treaba lui. Ideea este să scăpăm de pandemie. Nu se pune așa problema sub nicio formă, pentru că nu, eu nu permit să sacrific o generație de copii, eu nu permit să mă joc cu viitorul lor și nu permit să mă joc de-a școala sau de-a educația sau de-a învățarea. Deci nu, n-am cum să fac așa ceva. De foarte mult timp, deci cam de când am terminat lockdown-ul, au fost voci care au spus, doamne, dar ce facem cu socializarea, cu, uite, parcurile sunt de distracții pentru copii, în continuare sunt închise, da? Ce facem cu copiii? Cum îi facem să interacționeze? Nu, dar nu asta contează acum. Nu se pune problema așa. Deci nu poți să suspenzi un atribut al umanității doar pentru faptul că există o pandemie și nu, trebuie să găsim soluții, să le recultivăm. Că și în vreme de război oamenii socializau și învățau să devină, să se apere fără să devină niște mici monștri. Revin și mai este un aspect, insist pe partea asta, la ora actuală copiii sunt privați de tot ceea ce înseamnă sistem moral. Deci ei nu mai reușesc să intre în posesia unor repere morale, să facă diferența între bine și rău. Sunt absolut bulversați, dați peste cap și din cauza asta automat își pierd și siguranța emoțională și efectul unul dintre efectele negative este cel de care spuneai la început, cyberbullying-ul. Și chiar am avut o discuție foarte serioasă apropo de cyberbullying, pentru că este un vehicul foarte prezent și care cred că o să ia și o amploare mai mare, pentru că gândiți-vă că dacă noi ne desfășurăm activitățile în online, eu ca tu didactic, eu n-am niciun control asupra cine mă vede pe cameră, dacă copilul este singur în cameră, dacă face ceva cu imaginile sau nu, da, poate să-mi scoată să mă fotografieze, să scoată din context o afirmație și să mi-o pună pe rețelele de socializare sau mai știu eu pe unde-i tună lui și să îmi facă efectiv rău cu bună știință. Eu n-am de unde să știu, deci eu n-am niciun control asupra ceea ce se întâmplă de partea cealaltă a camerei de luat vedere. Și, ok, eu pot să-i dau acord, nicio problemă, dar atâta timp cât lui lipsesc reperele morale, deci el habar n-are cât de important este acest aspect pentru procesul de învățare și că se bazează pe un respect reciproc, eu nu pot să fiu sigură că el va și face ceea ce... Vedeți-vă că trăim într-o societate în care dacă polițistul îți dă amendă, te găbești să o dai în judecată. Nu te găbești să plătești amenda.
pentru că ești conștient că ai călcat regula. Nu, te grăbești să-l dai în judecată. Și atunci ce așteptăm să avem de la un copil care trebuie să-l am partener în educație și asupra că nu am niciun control. Da? Și, asta, și cyberbullying în condițiile astea o să ia în ploare, serios. E vorba și de protecția datelor personale, sunt o grămadă de lucruri care intră în discuție și asupra că nu se trece cu vederea, e soluție de avarie, asta este. Bun, soluția asta de avarie a fost aplicată 2 luni, da? De fapt 3, dacă ne gândim, deci aprilie, mai, iunie, și acum nu se știe pentru cât timp. Și atunci nu mai e de avarie, da? Deci este o soluție pe care mie îmi induci ideea că s-ar putea să o aplic nu știu cât timp. Da? Până apare vaccinul sau până când, nu știu, vom reveni sau nu vom reveni la situația naturală. Da? Și nu e ok. Sau până ne vom imuniza cu toții. Deci cam asta e apropo de... crezi că, apropo de provocările... Păi asta este imunizarea masă. Da, apropo imunizarea de provocările... Imunizarea masă, parte soluția. Și este. Provocările începutului de an școlar, crezi că poate starea de anxietate și de neliniște o regăsim mai degrabă la părinți decât la copii? Cred că o găsim deopotrivă și la adulți și la... părinții sunt foarte vocali și știu și regăsesc și îmi dau seama că în spatele acestor vocalize din alte termene, de fapt este vorba de o anxietate care s-a permanentizat. Sunt foarte mulți adulți din clasa mea care sunt anxioși și la care observ tulburări de comportament. Adică nici ei nu-și dau seama, n-au cum să-și dau seama ei prin subiecții, cât de mult s-au schimbat. Dar sunt oameni cu care până acum stăteam de vorbă absolut normal și firesc și cu care mă întâlneam la, să zic, la concerte sau la spectacole și care au refuzat să specializeze, s-au izolat sau auto-izolat, da, în speranța că va trece mai repede starea asta de normalitate. La copii depinde acum, că sunt copii care, în mod normal, copiii n-ar trebui să resimtă, da? Ei sunt la vârsta la care n-au griji sau n-ar trebui să aibă griji de genul acesta și n-ar trebui să-i responsabilizăm chiar atât de mult. Mai degrabă la părinți și la adulți și la colegi care sunt foarte anxioși și care nu văd decât partea asta negativă și pun foarte mult accent pe măsurile astea de siguranță personală și dincolo de asta nu mai există nimic. Copiii sunt și ei într-o... De exemplu, mă uit la fiica mea, vrea foarte mult la școală, vrea foarte mult să-și vadă colegii, să socializeze direct, să-i vadă, să-i simtă, să... Nu știu, mai degrabă la părinți, zic că ei sunt mai afectați. Copiii, dacă vorbesc de cei mai mari, ei oricum au un pic subjugați de partea ta de rețelistică socială. Nu prea mai știau ei să comunice. Acum nu o să mai știe deloc să se facă față în față și să... Și din păcate e o problemă aici, pentru că chiar vorbeam ieri seară cu cineva care are băiatul la liceu și fata e la gimnaziu și băiatul s-a simțit foarte bine în online, tocmai pentru că nu l-a obligat nimeni să socializeze, da? Și am zis că nu e ok și evident că și mama a zis că nu e ok și știu, să vedem. Sunt niște aspecte la care chiar trebuie să ne gândim, pentru că până la urmă ce vrem? Nici roboți sau vrem niște pseudo-autiști cu toții? Ok, nu, ce problemă, ne pregătim pentru asta și atunci găsim măsuri. Dar nu mi se pare normal să pedalăm pe partea asta. Adică ar trebui să cultivăm un pic normalitatea și să găsim soluții sănătoase pentru toate părțile implicate. Adică, la ora actuală, școala românească e privită ca un câmp minat, ca un focar de infecție, punct. Nimeni nu vede într-o școală un mediu sigur în care învățarea primează. Nimeni nu vede în profesor un partener viabil de educație.
și un adult responsabil. Nu, noi trebuie să primim măsuri de genul ăsta aberante, efectiv aberante, așa, și să ne transformăm într-un, nu știu, într-un robot, așa, și noi nu mai avem nevoi fiziologice, nu mai avem nimic timp de 6-8 ore, trebuie să stăm acolo pe baricade non-stop. Nu, e, nu știu, o să sper să ne limpezim un pic. Da, e cazul. Sidney Whitson, da, cam asta, e ciudat. Da. Sidney Whitson în cartea Fenomenul Bullying reușește să atragă atenția asupra acestor forme de agresiune petrecute în școli, la joacă, pe internet, precum și asupra faptului că schimbarea atitudinii pe care martorii și victimele o au față de agresiune poate combate eficient comportamentele agresive. Prin exerciții și exemple, ea încearcă să demonstreze că adulții pot învăța și implementa numeroase tehnici rapide și accesibile, prin care pot ușura enorm viața copiilor. Așadar, în acest volum, acest volum cuprinde 8 strategii de bază pentru părinți, pentru profesori, cadre didactice, consilierii școlari, psihologii școlari și alți specialiști din domeniul educației. Am vorbit astăzi despre interacțiunea socială, despre nevoia de interacțiune a copiilor, despre importanța apartenenței la un grup de prieteni sau la clasa de curs, alături de Nona Rapotan, editor, coordonator Book Hub și cadru didactic, profesor de științe sociale, cu recomandarea de carte Fenomenul Bullying, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Nu uitați de campania Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. Acolo găsiți foarte multe titluri din colecția Parentaj, dar iată și din alte colecții de psihologie, precum Psihopractica sau Psihoterapia. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!